Atenție, clipul pe care îl veți vedea în continuare este un clip lung, are peste 9 minute, dar vă rog, vă rog insistent, ascultați-l până la capăt. Are informații foarte, foarte importante. Și vă rog frumos, dați share să ajungă aceste informații la cât mai multe persoane. Este foarte important. Sper să mă credeți pe cuvânt că este foarte important. Vă repet, următoarele 10 minute vă pot schimba în mod radical sănătatea. Mulțumesc, trec la subiect. Bine am găsit, prieteni. În acest clip vreau să mă refer la niște informații pe care le-am aflat recent, văzând un clip pe YouTube de al doctorului Kemberry, cu informații extrem de interesante privind consumul exagerat de fructoză. Fructoza, care este glucidul, carbohidratul, care se găsește în miere și în fructe, în natură. În special aici se găsește sau se găsește în acele alimente care conțin sucroză, zahăr adică. Pentru că molecula de sucroză este făcută dintr-o moleculă de glucoză și o moleculă de fructoză. Trebuie să înțelegem că există trei monozaharide principale. Până la urmă, orice carbohidrat mâncăm, în sânge ajunge unul sau două sau trei din acestea pe care vi le voi spune. Cel mai cunoscut și cel mai răspândit este glucoza. Glucoza se găsește în amidon. Amidonul reprezintă carbohidratul care se găsește, de exemplu, în făină, în cartofi și reprezintă, el este format dintr-un lanț lung de molecule de glucoză legate unele de altele. În intestin, aceste amidonul, lanțurile de amidon se rup în moleculele de glucoză care formează amidonul și se absorbe în sânge glucoza. Cum am spus, sucroza sau zaharoza, zahărul, dar se găsește și în fructe sucroză, se găsește în multe alte alimente, este formată, deci molecula de sucroză e formată dintr-o moleculă de glucoză și o moleculă de fructoză. Și acestea două în intestin, deci se separă și se absorb în sânge ca atare, glucoză respectiv fructoză. De asemenea, a treia moleculă de glucid, de monozaharid, este galactoza. Galactoza care împreună cu molecula de glucoză se leagă și formează lactoza, carbohidratul din lapte. Deci în momentul în care bem lapte, galactoza în intestin se sparge în cele două molecule și se absorb glucoză și galactoză. Trebuie să înțelegem că toate aceste glucide, carbohidrați, toți acești carbohidrați, aceste trei molecule, glucoză, fructoză, galactoză, când ajung în sânge, o mică parte din ele se leagă de proteine sau de grăsimi, de lipide, printr-un așa numit proces de glicare. Când concentrațiile în sânge ale acestor trei glucide sunt normale, numai are loc un proces redus de glicare, deci un număr mic de produși de glicare apar, proteine cu proteine respectiv lipide. Și nu pune niciun fel de probleme. În momentul însă în care concentrația în sânge de glucoză, fructoză sau galactoză crește, crește și numărul compușilor de glicare. Și de ce sunt aceștia periculoși, compușii de glicare? Deoarece sunt aderenți pe vasele de sânge, pe interiorul vaselor de sânge, aderă acolo, produc inflamație și de aici apare placa de aterom cu toate consecințele negative și complicațiile pe care aceasta le determină în timp. Ceea ce este foarte interesant, este că există o măsură, o analiză care ne arată măsura în care există glicare în organism, și anume hemoglobina glicată. Hemoglobina este o proteină, este proteina care se găsește în eritrocite, în globulele roșii ale sângelui. De ea se leagă oxigenul când este preluat de la plămâni, oxigenul și dus la țesuturi, iar de la țesuturi, oxigenul este cedat în țesuturi pentru a susține procesele de generare de energie și hemoglobina preia dioxidul de carbon rezultat în urma acestor procese și îl duce la plămân, de unde din plămân este expirat. Deci acesta este rolul hemoglobinei. Este o proteină, cum am spus, și ea se leagă, suferă acest proces de glicare. Ei bine, în mod normal, procentul de hemoglobină glicată din totalul hemoglobinei trebuie să fie sub 5,6. Deci mai puțin de 5,6% hemoglobină glicată este normal. Între 5,7 și 6,4
ar fi stadiul de prediabet, adică arată o concentrație mai mare decât normal a glicemiei în sânge, a glucozei în sânge, pe perioadă lungă din timp, și peste 6,5% este deja diabet de tip 2. Trebuie spus că hemoglobina glicată, procentul ei, deci ne arată evoluția glicemiei pe ultimele 90 de zile. Ceea ce este însă foarte important de știut este că hemoglobina glicată ne arată numai glicarea produsă de glucoză, nu și glicarea produsă de fructoză, respectiv de galactoză. Și de ce este important să știm acest lucru? Deoarece fructoza și galactoza produc glicare cam de 7-10 ori mai intens decât glucoza. Deci este produsii de glicare obținuți în urma reacției dintre proteine, respectiv lipide, cu fructoză sau galactoză, este de 7 până la 10 ori mai puternic acest proces. Deci ele sunt mult mai periculoase decât glucoza. Din păcate, nu există teste, nu există analize care să arate produsii de glicare obținuți în urma reacției cu fructoză, respectiv galactoză. De aceea, este foarte important consumul de fructoză în special, pentru că la galactoză nu se pune problema, nu bea nimeni cantități industriale de lapte ca să crească foarte mult concentrația de galactoză. Însă sunt oameni care beau foarte multe sucuri și v-am spus, în sucuri, în băuturi răcoritoare, gen cola, Fanta și toate aceste băuturi răcoritoare, ele sunt îndulcite cu un sirop concentrat de porumb care conține multă fructoză. Deci cine bea astfel de băutură coritoare, cine bea sucuri de fructe, foarte multe, sucurile de fructe naturale din comerț, acele așa pe care sunt marcate fără zahăr adăugat, sau chiar făcute în casă, freșuri, conțin foarte multă fructoză. Și consumate zi de zi, cantitatea de fructoză din sânge crește și produce acest fenomen de glicare, care... V-am spus, compușii de glicare sunt foarte periculoși. Las la o parte faptul că fructoza se metabolizează numai în ficat, care are o capacitate limitată de metabolizare și dacă se depășește această limită, ce face ficatul? Transformă fructoza în lipide, în trigliceride. Și de asemenea, fructoza are și capacitatea de a determina insulinorezistență. Deci chiar dacă are indice glicemic mic, prin alte mecanisme produce insulinorezistență care duc la obezitate, care duc la diabet de tip 2. De asemenea, consumul exagerat de fructe și miere. Fructele sunt foarte bune, au vitamine, au fibre, dar au și multă fructoză și de asemenea nu au numai fructoză ca atare, au și sucroză. Deci mai vine fructoza și din molecula de sucroză. Și atunci nu trebuie consumat exagerat de multe fructe și nici miere. De altfel, eu din ce am citit, ar trebui să ne limităm la miere, la o linguriță pe zi. Hai două în anumite perioade, suntem răciți și facem o soluție care conține și miere pentru a ne trece răceala. Dar nu trebuie consumat zi de zi aceste cantități. Eu n-am găsit o indicație privind cantitatea de fructe recomandabilă. Eu mă limitez, eu personal, la două mere pe zi. Cel mult două mere pe zi. Foarte rar, ocazional, iau o banană și banana e bine să fie cât mai puțin coaptă. Cu cât e mai coaptă, cu atât amidonul din banană este mai absorbabil, adică o cantitate mai mare din amidon se desface în glucoză și se absorbe în sânge, deci crește cantitatea de glucoză din sânge, glicemia. Cu cât e mai verde, cu atât amidonul este mai rezistent și se absorbe mai puțin. Portocalele sunt de asemenea, mănânc rar portocale, tocmai din acest motiv. Vă trag acest semnal de alarmă, sigur că da, mă aștept să fiu combătut, să mi se spună că nu, fructele sunt foarte sănătoase și ar trebui să mâncăm cât mai multe fructe zilnic. Eu vă spun opinia mea, mi s-a părut ce spune dr. Camberi foarte interesant, el prezintă acolo surse, studii care arată, susțin aceste afirmații. Căutați și voi pe Google, pe net, vedeți. Sunt informații multe, sunt publice și faceți ce considerați necesar. Eu vă spun ce consider eu, ce pun eu în practică și mai departe, sigur, fiecare are responsabilitatea propriei sale sănătăți. Închei aici, vă doresc numai bine, sănătate, la revedere!
Dacă subiectul clipului ți se va părea interesant și util, te rog să dai un like și să-l distribui. Îți mulțumesc!